been on my grind. Hei, sunt Andra, nu mai iese. Și toată lumea mă întreabă când o să mai fac un nou Q&A și iată. Am primit foarte, foarte multe întrebări de la voi, am lăsat acolo pe Facebook și am văzut că era plin de întrebări. Acum haideți să vedem la întrebările voastre. Începem cu Marius Gherghina. Ce marcă de mașină îți place cel mai mult? Nu știu. Sunt fată. Habar nu am, nu știu. Adică nu am una preferată. Ok. Farcaș Ionuț. Te afli în iad cu părinții tăi. Nu-mi place. Deja. Ai posibilitatea de a trimite pe unul dintre ei în rai. Pe cine ai alege? Consider că nu pot să aleg așa ceva, pentru că cu siguranță toți ne dorim să ajungem în rai și mai ales eu cred că toată lumea și-ar dori ca părinții să fie alături de ei, adică să fim toți fericiți în rai. Nu aș putea să mă gândesc nici măcar o secundă la așa ceva. Deci nu aș putea să răspund la întrebarea ta. Andreea Elena, mă mai știi? Nu. Nu? Lămurește-mă tu. Iartă-mă. Maria Lupu, ce ai face dacă ai intra pe YouTube mâine și ai avea 1.000.000 de abonați? Ar fi fost fain să se trezească înainte tata să vadă că am 1.000.000 de abonați ca să vină să mă filmeze, ca să vede și voi reacția, pentru că n-aș ști nici eu cum aș putea să reacționez. Când o să fac 1.000.000 de abonați și o să vină tata și o să mă filmeze, o să aflăm cu toții. Adelina Ioana Tiudiac, nu, Tiudic, nu ai diacritice sau... Nu știu dacă zic corect, iartă-mă dacă am greșit. Ai fost supărată că nu ai ajuns next big vlogger? Nu. Și da. Nu știu cum să împart chestia asta. Nu chiar supărată, puțin dezamăgită, dar a fost totul ok. Mă bucur că am fost în concurs. Cora Păun. Cât o să te mai ții de vlog? Nu aș putea să spun că mă opresc de vlog. Nu aș vrea să mă opresc din a face lucrul ăsta. Mihai Bădeanu. Dacă ar fi să fie o legumă, ce legumă ai fi astfel încât să nu te mănânce oamenii? Toată lumea zice că brocoli nu e chiar așa de plăcut, însă cred că se găsește un om care să mănânce orice legumă de pe pământul ăsta. Adică orice aș fi, sigur m-ar mânca cineva, cred eu. Dar să zicem așa că brocoli, că parcă nu e atât de acceptat. Dar mie îmi place brocoli, de exemplu. Există un Ilie. Există un Ilie? Care mănâncă și cactuși. Care mănâncă și cactuși. Aoleu. Deci orice plantă, rectific, se poate mânca de pe planetă, se găsește un om. Ca și Ilie. Shukaru Kawai. Sper că am zis bine. Care este melodia ta preferată? Melodia, vai de mine. Păi am playlist-uri peste playlist-uri. Nu cred că pot să aleg una, dar... Nu, n-am cum să aleg una preferată. Am nebunit cu o grămadă de melodie acum, de la 50 Shades și îmi plac toate, în egală măsură, să spun. Roxana Dinu, îți place filmul New It's Good? Habar nu am de acest film. O să mă uit la un trailer și apoi o să văd dacă îmi place sau nu. Deci nu m-am uitat, nu mă pot exprima. Anton Denisa Mihaela, ai frați sau surori? Nu. Auzi. Rebecca Păun, ce telefon ai? Ăsta. Nici tati nu știe dacă ai frați sau surori. Asta, un iPhone 5 și am urât rău. Ce clasă ești? Sunt clasa a 10-a, în curând a 11-a, că mai avem 2 săptămâni de școală, nici pe alea.
Care este materia ta preferată? Română sau psihologie? Haideți, colegi, bombardați-mă comentarii. Dinică Marius, ce doresc să faci pe viitor? Ce doresc să fac pe viitor? În afară de vlog, asta este clar. Ce doresc să mai fac pe viitor, tati? Tati nu aici. Vom afla. Elena Florentina, pe ce dată și an ești născută? 1999, ziua 4-a, luna 8-a. Nu mai știam în ce ordine să le iau și de asta nu... Riana Hârșulescu, vrei să filmăm împreună? Trebuie neapărat să stabilim data aia. Că de când ne ținem că tot filmăm și... Mai e un puțin și terminăm cu școala și gata. Cu siguranță filmăm pentru că sunt așa de zăpăcită. Da. Pentru cine nu știe cine e Riana... Da. Pentru cine nu știe cine este Riana... Cu siguranță trebuie să știți. Ea a câștigat, dacă nu mă înșel, sezonul 8, dacă zic bine, din prima ediție Next Star. Puteți să intrați acolo să o căutați, este cântă extraordinar. Și uite, chiar o să fac un mic videoclip și o să vă povestesc puțin despre ea. Angie Angelo. Ce mai fac albinele? De la excelent în sus. De la excelent în sus, ai auzit? Fac bine. Foarte bine, fac albine. Au trecut peste o ploaie cu... Groaznic. Grindină. Am găsit-o stupijos. Dacă nu te-ai uitat la videoclipul anterior, uite-te la el. Cătălin Gabriel... Sau la tati. Sau la tati. Da, nu, uite-te la videoclipul meu, că e mai bine. Bogdan Roberto... De ce? Le-am zis că nu pun întrebarea asta. De ce ai făcut screen la ea? Andra. Miță Giugiulește Bârzoiu. Răspunde. E cu întrebare? Sau e afirmație? Întrebare. Are semn întrebări. Răspunde. Nu știu, Miță, vine atunci și răspunde în comentarii, că eu nu știu ce să răspund asta. Denisa Maria. M-au zăpăcit să pun întrebarea asta. Am uitat. Ok. Denisa Maria. Cred că o să pun în titlu. Glumesc. E bună. Da. Cred că o să apară în titlu. Denisa Maria, ce vei face când vei avea 1000 de abonați? Am spus mai devreme. De-abia aștepți premiul de la YouTube? Premiul de la YouTube se dă și la 100.000. Deci haideți să ne facem 100.000 ca să vină tati să mă filmeze, toată povestea de mai devreme, până la 1.000.000 mai este. Și întrebarea a fost de 1000 de abonați, nu de 100. Oh, da, întrebarea a fost de 1000, da. La 1000 de abonați se face tati un premiu. Cu mine, o... Peste 2 luni. Da, după câine ăsta o să ajungi la... La 100.000, măcar. Bine, în 2 luni la 1.000. În 2 luni la 100.000. Costache Mihai! 2-3.000 și jurtata. Despre ce vorbim? 1.000... Am zis 1.000 era milion. Yeah! Matematica nu ne place. Psihologia și româna, da. O să vină Dani și o să comenteze la acest videoclip. Costache Mihai, îmi dai și mie un borcan de miere? Tati, cred că întrebarea asta trebuia să fie la, în Q&A. Am promis unui coleg de-al tău un borcan de miere pentru nu știu ce serviciu care mi l-a făcut la un moment dat. Pe Facebook. Petroman. Îi dau un borcan de miere lui Petroman. Dar întreabă Costache Mihai dacă dai un borcan de miere. Îl cunosc pe Costache Mihai? Miță, da. Da, da, eu l-ai la prieteni. Dacă asta înseamnă că-l cunoști. Îi dau un borcan de miere. Ok. Și mulțumesc pentru informații. O să mă ușor să te scot de atate de la prieteni. Și dau și bloc. Andrei Cără, uit is uit. Fie. Cam Ioane. Bine. Du-te și comentează și lucrul din cu asta, că o să-i convină. Ok, ok. Lorena Avram. Bună, Lorena. Îți mulțumesc tare, 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 tare mult pentru că te ocup de pagina mea de pe Instagram pe care tu ai făcut-o. Trebuie să faceți o filmare. Trebuie să facem, da, da. Habar nu am... A, voiam să zic, habar nu am unde stă. Apoi ea întreabă, o să vii vreodată în Suceava?
cu siguranță. Pentru tine o să vină aparat în Suceava și ce părere despre fanpage, mă întreabă. Exact asta spuneam. Genial. Deci nu, adică atunci când am văzut, am avut o reacție foarte, foarte, foarte bună, pentru că am fost entuziasmată și încântată. Și îți mulțumesc extraordinar de mult pentru că te ții de el. Nu m-am așteptat în așa scurt timp să fie cineva care să-mi facă un fanpage. Și pentru desene. Vai, da, deci am desenele toate. Mi-a făcut desene. Intrați, vă rog, pe fanpage, pentru că l-a făcut ea. Pe Instagram este așa, AndraRoVlog. Meritul este al ei. Da. AndraRo, _ fanpage. Și intrați și dați acolo un follow, pentru că ea postează, chiar se ocupă și apreciez tare, tare mult chestia asta. Mi-a făcut desene multe, deci apreciez enorm. Da, o să vin în Suceava special, te anunț, luăm legătura, o să te contactez neapărat, abia aștept cândva. Părinții tăi sunt divorțați? Eu înțeleg că mami nu a apărut în videoclipuri, dar asta nu înseamnă că sunt divorțați. Ok. Alexandra Gabriela, care a fost motivul pentru care te-ai apucat de vlog? Hashtag te ador. Și eu vă ador pe voi, pe toți, pe toți. Și motivul... Adică motivul... Revedem pe toți ceilalți vlogări, îmi plăcea ce fac ei și apoi le-am spus la tatăl meu că vreau să mă apuc și m-a motivat și mai mult pentru că el a fost de acord cu chestia asta. Deci da... Poți să te uiți și tu la primul meu videoclip, care acolo am spus câteva lucruri, sau prin live-uri, că acolo cred că m-au întrebat mai multe persoane. Beniamin Neaga, ce trebuie să știu înainte să mă apuc de YouTube? Ok. Nu trebuie să știi nimic, vei afla pe parcurs. Apucă-te și o să afli singur. Sunt și unii care înjură, dar... Da, nu... E ok. Toată lumea are hateri, așa că trebuie să... E ok. Nu trebuie să scadă moralul. Apucă-te și o să vezi, tu chiar ai putea. Georgiana Florea, ce planuri ai pentru vara aceasta? Nu. Urma să zic că vreau să mă duc la mare și tati a răspuns înainte cu nu. Ah, nu, la mare ai voie. Hai să trecem peste. Ok. Elena Mihailă, unde ai mâncat cea mai bună shawarma? Cu tine, dragă Elena, cu tine. Am uitat cum se numește, e foarte ciudat numele ăla. În ziua în care ați fugit de la matematică. Da, atunci. Chiar atunci. Exact, atunci. Acolo lângă Doblegea. Cine iese din liceu de la Doblegea să uite la mine, să lase un comentariu, la Doblegea. Ok. Gabi Alexandrale, care clasă ți-a plăcut cel mai mult? Cred că astea de la liceu. A 10-a, clar. Larisa Nițu, cu ce cameră filmezi? Un Canon 500D. Da, obiectivul nu văd o discrepel, să zic. Un Canon 500D. Costi M. Daniel, ce îți place să faci înainte? Ce îți plăcea să faci înainte de YouTube? Mă rog, scrie place. Așa. Nu știu, să mă joc lor. Ceea ce fac și acum, glumesc. Nu cred că aveam... Taci. Nu cred că aveam un obicei anume. Da, nu făceam ceva. Deci e foarte bine că am apucat de lor. De... Ai, de bine! Cum am... Vă dați seama ce face jocul ăsta. Foarte bine că am apucat de YouTube, asta vreau să zic. Că mă apuc și eu să fac ceva, nu mai stau așa și... Daniela Cristina. Îți iubești licuricii? Da... Sunteți așa de drăguți, uitați-vă la voi, normal că... Deci vă iubesc pe toți. Ai animal de companie? Dacă o pisică care stă în curte și mi-a făcut vreo patul pui acum și o am de câțiva ani, înseamnă animal de companie, atunci da, pisică. Am animal de companie. Dar n-am în casă, n-am avut niciodată țin așa. Am avut o tentativă, dar... Unde vei merge vara aceasta? La mare. Te pup. Și eu te pup. Licurici și cea mai tare. Hashtag-uri. Ok. Daniela Elena Pene, ce faci? Bine, Elena, tu ce faci? Ți-am zis Elena, nu vine să cred. Eu zic de fiecare dată Dana. Wow. Nu știu ce era în capul meu. Ana Petrișor, vei face colaborări? Da, de ce nu? Când mi-s o colaborare în cale, o să fac colaborări.
Ștefan Hahue. Sau, rog. Bună! Că a zis să te salut. Carmen Florentina. Când faci tombolă? Da, următoarele videoclipuri cu asta o să fie. Mă gândesc să dau Okendama și altă tombolă, următoarea tombolă, niște speed ale, care se învârt să, dacă mă bâlbâi, să nu pronunț ceva greșit. O să văd eu, vreau să dau și un de-ala. Eu nu am, dar o să-mi iau și eu. Catrin Elena, dacă te-ar invita mai mulți vloggeri să faci un video cu ei, la care dintre ei ai accepta? Depinde care vlogger m-ar invita ca să pot să zic la care m-aș duce. Pentru că ar trebui să mă gândesc mai bine. Sunt foarte multe diferențe, deci nu știu încă. Ar trebui să zici care. Diana Stâncuțu, cred că așa este. Pentru că e cu tu, nu cred. Vei veni și în Alexandra Tellerman? Auzi, păi... Cum se numește? Alexandra. Diana Stâncuțu. N-am fost cole cu părinții. Nu? Nu? Tati a făcut liceul la Alexandria. Și acum câteva luni am fost în Alexandria, a fost o ocazie. Și am ajuns acolo. Da, noi, tati știe foarte bine, bunicii sunt cam în acea zonă, aproape. Deci da, s-ar putea să ajung cât mai curând acolo. Carina Cori. Bună, Alexandra. Bună, mă cheamă Andra. Să știu că ai multe... Știu că ai multe videoclipuri foarte frumoase și drăguțe. Îți mulțumesc tare mult! Câți ani ai? Am 17, în curând 12. Mai sunt vreo 2 luni, abia aștept mai răbdare. Vei veni în Iași? Dacă ne strângem cât mai mulți, o să vin peste tot. Ai musical-i? Am musical-i. Când ajung și în Suceava. Când ajung și în Suceava, deci sunt aproape. Nu știu. Să nu vadă doamna de geografie, Dirica. Doamna inteligentă. Închideți-l. Da, am musical-i, nu mai deschid, dar poți să mă găsești Andra Ro Vlog. Facem acolo duete, intrați, vă aștept pe toți pe musical-i. Chiar îmi place să fac. Și astăzi am făcut vreo două. Maria Raluca Ștefănescu. Vrei să fim prietene? Haide să fim prietene. Te o cunoști pe verișoara mea, Alexandra de la Boltina, nu? O cheamă Alexandra T. Bianca. Nu am apucat să intru să văd, dar o să mă uit după la ea. Dacă a venit la mine cumva, cu siguranță o știu. Cătălina Cătă. Te-ai lăsat de YouTube pentru 1000 de euro? Nu. Nu. Dacă muncești, poți să faci banii așa. Am câștigat 1000 de euro. Nu. Cred că am să iei peste 2 întrebări. Mă rog, mă uit după. Nu, am câștigat 1000 de euro cu YouTube. Ah, cu YouTube, da, deci nu m-aș lăsa de YouTube. Valentin Andrei. Ce vei face vara asta? Cred că mi-a fost întrebarea asta odată. Da, a fost întrebarea asta odată. Insistă, cred că sunt niște anonim. E Andrei la mine în clasă. Tot anonim. Tot anonim? Ah, da. Costi, mă, Daniel, ce faci? Glumesc, Andrei. Ah, stai, ce? Așa, cred că mai... Da, mai am una. Alexia Preda. Câți ani ai? Aproape 18. Cum te-ai apucat de vlog? Am spus mai înainte puțin. Într-un fel. Da. Poți intri și tu să vezi primul meu videoclip. Spun pe acolo anumite detalii. La ce sumă de abonați vrei să ajungi? Cred că fiecare YouTuber vrea să ajungă la o sumă cât mai mare și să nu se oprească niciodată din a crește, că asta fie nasol. Ai iubit? Da, am. Ai frați sau surori? Nu. Am mai răspuns mai sus. Mă saluți? Bună, Alexia! Te pup, Dulce. Și eu te pup. Vă pup pe toți, pentru că astea au fost întrebările. Foarte, foarte pe... De încheiere, așa. Da, deci vă pup. Astea au fost întrebările voastre. O să facem în următoarele videoclipuri. O să vă las să... O să fac un videoclip despre Riana. Să vă dau câteva detalii să vă spun despre ea. O să fac o să vorbesc despre tombole și mai vedem. Bye, dragilor! Pa!